Deci, în primul rând, haideți să stabilim ce anume, despre ce anume vorbim când spunem carne artificială sau carne sintetică. Din ce este făcută această carne? Carnea aceasta sintetică pornește de la niște celule sușă, tot de origine animală și care se aduc într-un mediu in vitro, în care se asigură nutrienții care pot să genereze în continuare elemente similare cu ale cărnii. Evident că, cel puțin din cunoștințele mele, nu știu, n-am auzit ca această carne sintetică să realizeze și contracția, adică acea proprietate miraculoasă a lumii vii care asigură mișcarea în lumea vie. Bun, acum haideți să vorbim un pic pe înțelesul oamenilor care nu știu aceste noțiuni, mă rog, tehnice. Care e procesul de fabricație? Adică cum se întâmplă? Se iau niște celule de la carnea normală și se multiplică în laborator? Sau cum putem să explicăm acest proces de producție? Aceste celule se iau din zona nediferențiată, deci din zona fetală, și se aduc pentru multiplicare. În cadrul multiplicării in vitro li se asigură condițiile din organism, în sensul că vin substanțele nutritive și pe care comanda genetică le face să se multiplice. Deci, în fapt, este o biotehnologie, trebuie să existe niște bioreactoare care să realizeze condițiile, să le controleze. În organism, acest control este dublu, un control umoral și unul nervos. Dar aici, într-un reactor biotehnologic, fără îndoială că toată realizarea este una inginerească, adică asigurarea unor variabile controlabile. Adică se poate face, nu știu, mușchi de vită, nu? Adică ăsta se poate face orice. Tip burger sau făcut încercare, am înțeles, și pe pește. Adică sunt niște lucruri care vizează până la urmă un aport de proteină de înaltă calitate pentru viitorul omenirii. Aceasta este justificarea. Deși cultura aceasta de celule în începuturile ei a fost pentru a realiza niște multiplicări în sensul unor organe compatibile pentru niște operații de schimb atunci când nu avem... Da, de transplant, dar aici, nemai fiind vorba de o realizare din mediu viu, am spus tocmai de translație. Chestiunea este destul de complexă, pentru că până la urmă realizarea seamănă puțin cu, dincolo de realizarea biotehnologică, cu o senzație de autodumnezeire care poate deveni periculoasă și nu numai în sensul filozofic. Pentru că nu știm care sunt consecințele. Nu știm dacă avem doar un impact în zona echilibrului din mediu, din echilibrului de animale. Nu știm dacă nu cumva acest mediu poate să incumbe niște modificări genetice. Nu știm dacă nu cumva pe acest mediu indus pe care mergem nu pot veni și alți agenți patogeni, ca să venim în zona pandemiei actuale. Pentru că în mod normal, un virus, de exemplu, nu poate trăi decât într-un mediu viu. Ori aici noi creăm un mediu în vitro, un mediu viu. Da.
Acum, din câte făcând așa o scurtă cercetare pe internet, am văzut că sunt deja cel puțin 5 companii din toată lumea care explorează, care fac, deci deja avem și acel exemplu din Singapore, unde chiar un restaurant deja servește genul acesta de carne. Deci o folosește ca pur și simplu o servește clienților. Întrebarea este cât de departe suntem în acest moment de faza, cum să zic, de masă, de răspândirea de masă acestor procedee. Nu știu, când vom ajunge să mâncăm, de pildă, și în România carne sintetică? Nu aș putea estima exact când o să mâncăm în România, dar este în mod cert. Progresele sunt majore și perspectivele sunt majore, pentru că justificările cele mai importante sunt de a asigura aportul proteic pentru multe miliarde de oameni care vor apărea în următorii zeci de ani sau sute de ani. Aceasta ar fi justificarea, fără îndoială, onorabilă, dar eu spun că alături de partea pozitivă, și este o parte pozitivă, fără îndoială, sunt și niște riscuri pe care această carne le poate aduce și de aceea încă am o rezervă. Nu sunt sceptic, sunt însă în privința asta optimist rezervat, în sensul că nu știu dacă s-au făcut toate elementele de control, pornind de la modificările genetice până la situațiile de compatibilitate ulterioare cu alimentul și de contaminare microbiologică. Adică, cred că, din punctul meu de vedere, ar trebui să nu ne grăbim în punerea pe piață, înainte de a verifica toate posibilele consecințe. Pentru că ideea de plecare este generoasă, numai că, repet, este o realizare inginerească fără îndoială deosebită, numai că poate produce și un efect de dezechilibru ecologic. Nu știu încă care sunt bilanțurile în zona de poluare. Mulți autori spun că oricum este mai bine să facem carne artificială decât carnea în crescătorii intensive. Eu știu și am studiat bine riscurile din colectivitățile intensive de creștere, pentru că acolo au apărut multe deformații ale cărnii, multe defecte ale cărnii, datorită stresului indus de aceste crescătorii intensive. De aceea Ce sunt înseamnă trezi. stres al cărnii? La ce anume vă referiți? Adică care sunt efectele, nu știu, asupra În cărnii? sistemele intensive de creștere a animalelor apare un sindrom general de adaptare care poate să conducă la niște cărnuri anormale. Aceste cărnuri anormale sunt consecința directă a stresului, în sensul că au niște culori anormale, niște proprietăți tehnologice anormale. Practic, este o diferență fundamentală între o carne a unui animal crescut normal și a unuia care este stresat. Au existat și aici, au existat și există intervenții inclusiv genetice, pentru că au fost rezolvate niște abateri de acestea și au fost crescute niște animale rezistente la stres. Dar orice creștere intensivă înseamnă o restricție
majoră care se face asupra animalelor și, în consecință, aplicarea unui stres continuu, a unei reacții continue de adaptare. Pentru că stresul poate să fie fizic, chimic, biologic sau, la multe animale, psihologic. Și asta înseamnă că ne poate, adică ne poate afecta și pe noi, consumatorii, acest Nu, stres care apare la nu, carne. nu, nu, nu este o relație de transmisibilitate, ci este doar o problemă de etică și una tehnologică. Adică scad niște capacități de prelucrare a acestei cărni, iar partea de etică este una de a asigura un bienietră a animalelor. Lucru care intră în preocupările multor oameni și specialiști și simpli militanți pentru a asigura o stare de bine a animalelor. Acum, revenind un pic în actualitate, că și ideea de a vorbi cu dumneavoastră mi-a venit după ce am citit apelul lui Bill Gates ca țările bogate ar trebui să treacă în viitorul apropiat către un consum de carne sintetică. Iar motivația ar fi aceea că ar ajuta în lupta împotriva emisiilor de gaze cu efect de seră. Puteți să explicați un pic care este legătura asta dintre consumul de carne, în special de vită, că înțeleg că aici e marea problemă, și poluare? Referințele se fac direct la nivelul creșterilor intensive, la relația deșeurilor în procesul normal de viață a animalelor. Numai că nu trebuie să ne grăbim. Trebuie făcut bilanțul și pentru noua tehnologie, dacă este sau nu este generatoarea. Aparent este mai puțin generatoare de poluare. De aceea, știu, pledoarea lui Bill Gates este de a merge intensiv pe asemenea soluție. Eu am rezerva, este exact rezerva aceea inițială când ne gândeam că o să mergem și o să putem consuma doar niște pilule pentru a putea supraviețui. Organismul uman este făcut pe alte criterii și are nevoie de alte elemente nutriționale în cursul vieții. Și atunci eu nu neg realizarea. Realizarea este formidabilă și oferă niște perspective deosebite. Doar că am această rezervă de control, pentru că trebuie să, înainte de a extinde, de a generaliza o asemenea producție, trebuie să antecalculăm toate consecințele. Și v-am spus de ce, pentru că sunt de acord că avem un element controlat. În general, prin biotehnologie, realizăm produse controlate și produse reproductibile, așa cum sunt caracteristicile industriei alimentare. Nu știm însă toate consecințele. Nu știm dacă nu cumva lucrăm într-un mediu periculos în care putem să generăm niște deformații, de exemplu genetice, ca să nu vorbesc și cu interdependența microbiologică. Adică să putem lua boli, cu alte cuvinte, Da, înțeleg din ce nu spuneți știm. dumneavoastră, Nu știm, sau nu adică știm. putem să creăm niște deformații genetice și atunci, știu eu, să nu mai obținem, acum exagerez, să nu mai obținem carne de vită, ci de dinozauri. Da. Bun. Acum, dacă e să vorbim de că dumneavoastră sunteți specialist, carnea naturală este o sursă de grăsimi saturate. Nu sper să nu greșesc pentru organismul uman, cu bune și cu rele. Acum, adică rele însemnând că un exces poate duce la diferite boli, mă rog, cum sunt cele bolile cardiovasculare.
Carnea artificială nu are această problemă. Sau are? Sau e din punctul acesta de vedere la fel? Aici, ca să reconstitui carnea în sensul ei, din ce am citit eu n-am realizat nicio carne artificială, am văzut că se face o compensare atât lipidică cât și a țesutului conjunctiv prin adaos. Chestiunea, într-adevăr, aici poți să reglezi cantitatea de grăsimi. Vreau să repet ce au spus mulți medici umani, că problemele de colesterolemie crescută nu sunt legate doar de aportul de grăsimi saturate din carne. În general, este vorba de o interrelație metabolică. Și probabil că și dumneavoastră cunoașteți foarte mulți oameni slabi care au colesterolul foarte mare. Deci nu există, sau vegani care au colesterol mare. Așa Deci este. nu există o interrelație între consumul de carne și grăsimi saturate în principiu cu colesterolemia și toate bolile cardiovasculare. Sunt exemple de zone în care se mănâncă foarte bine multă carne și nu se semnalizează o creștere extraordinară a bolilor cardiovasculare. În principiu există o singură regulă: totul poate fi toxic. Prima lege a toxicologiei este: nu există toxic, există doză. Totul are o doză. Și aici discutăm, bun, sunt de acord cu dumneavoastră că o carne artificială poate să fie condusă către niște compoziții foarte bine controlate, fără îndoială. Eu reprezintă un avantaj. Îndoiala mea nu este asupra efectelor benefice. Îndoiala mea este asupra unor potențiale riscuri. Asta este tot. Am înțeles. Acum, din sondajele care s-au făcut pe acest subiect, pentru că subiectul nu este chiar nou, gradul de acceptare în rândul populației e foarte redus, e încă foarte redus, Absolut. din mai multe motive, țin de tradiții, țin de această grijă pentru riscuri, cum spunea și dumneavoastră, consumăm ceva ce nu știm exact cum, ce efecte va avea asupra organismului nostru. Credeți că această percepție se va schimba? Dumneavoastră, de pildă, ce le-ați spune oamenilor care, nu știu, oamenilor care se gândesc ca la un potențial viitor în ceea ce privește carnea artificială? Fără îndoială că în momentul în care decizia unui specialist este că aportul e bun, înseamnă că are o compoziție chimică și biochimică controlată, că avem certitudinea că venim cu niște nutrienți foarte buni. Aceasta este partea bună pentru care se poate pleda și impactul asupra consumatorului este un pic diferit. De ce? Pentru că avem trei zone în care putem să ne ducem la consumator. Avem o zonă afectivă, deci este vorba de memoria pe care o are consumul unui aliment. Și aici nu putem să vorbim de vreun impact al acestei cărni artificiale. Avem o atitudine cognitivă, deci să înțelegem bine despre ce este vorba în aceste modificări și în această compoziție pentru a ne face bine organismului. Și mai avem o atitudine conativă, o atitudine de imitație, o atitudine de a urmări pe ceilalți ce fac. Fără îndoială că cea care va crea
știu eu, aplecarea către această carne nouă, va fi atitudinea conativă. După aceea va veni înțelegerea completă, cognitivă, de ce îmi face bine, cât îmi face bine, dacă există riscuri sau nu există riscuri. Fără îndoială că dacă aceasta se va generaliza, vom ajunge la un consum mare sau chiar foarte mare de carne artificială. Mi-aduc aminte că acum, să zic, 30 de ani, consumul de soia în România era și hulit și neacceptat, iar chiar în Europa nu era încă acceptat. La ora actuală se mănâncă în România mai multă soia decât se mânca înainte de 89, și unul din motivele pentru care l-am împușcat pe Ceaușescu a fost că am mâncat salam cu soia. Și există foarte multe produse pe piața Europei din acest aliment excepțional care este soia. Dar a trebuit să treacă timp. Au trebuit să se obișnuiască consumatorii europeni cu gustul acesta al unui aliment care era consumat în Asia de mii de ani. Dumneavoastră ați mânca, nu știu dacă v-ar aduce cineva acum din Singapore sau dacă ați merge dumneavoastră acolo sau nu știu unde se mai face, când doar, nu doar în Singapore. Ați mânca carne artificială? Fără îndoială că aș mânca, pentru că profesional aș fi foarte curios să mănânc. După ce aș mânca, poate că aș pleda sau nu pentru ea. Chestiunea este că gustul unei cărni este determinat de nutriția pe care a avut-o el, animalul anterior. Și în general, gustul la o carne foarte bună este determinant sau determinat de grăsimea pe care o conține. Dacă luăm doar țesutul muscular propriu zis și îl curățăm de la mai multe animale de grăsime, aproape nu putem diferenția. Dacă însă venim cu această grăsime, personalizăm absolut această carne. Fără îndoială că, repet, carnea este la animal în directă dependență de ceea ce consumă. Și îi se creează o aromă specifică. N-am gustat carne artificială și nu știu cum se intervine sau dacă se pun sau nu potențiatori de aromă, dacă se pun sau nu condimente și așa mai departe.